ajuns la ediția cu numărul 22, Târgul Internațional de Agricultură, Industrie Alimentară și Ambalaje Agromalim, desfășurat în perioada 8-11 septembrie 2011, în cadrul complexului Expo Arad Internațional, a dovedit că este într-adevăr unul dintre cele mai însemnate evenimente în domeniul agriculturii din România, bucurându-se de prezența ministrului Agriculturii Valeriu Tabără la deschiderea oficială și de peste 10.500 de vizitatori care au trecut pragul expoziției în cele 4 zile. Ediția din acest an a fost una record, atât în ceea ce privește numărul mare de participanți, cât și suprafața expozițională de peste 3.000 de metri pătrați în interior și de 25.000 de metri pătrați în exterior. 250 de expozanți din România, Ungaria, Germania, Italia, Cehia, Marea Britanie și Spania, dintre care aproape jumătate s-au aflat la prima participare la târgul Agromalim și au prezentat ofertele de produse și servicii care se adresează atât fermierilor care dețin exploatații mari, cât și micilor fermieri și agenților economici din industrie alimentară. Avem anul acesta o participare record, este vorba de 250 de participanți, firme și crescători de animale care expun în cele două pavilioane și spațiile exterioare ale complexului. Cum spuneam, este o ediție record și atât ca și număr de participanți, cât și ca suprafețe pe care aceștia le ocupă. Spațiile pe care le avem la dispoziție au fost ocupate în totalitate și suntem bucuroși că toți marii actori în domeniul acesta agriculturii sunt prezenți zilele acestea la Arad. Avem bucuria că firmele participante pentru prima dată la acest târg sunt într-un număr mare, aproximativ 40% dintre participanți sunt la prima ediție bifată la Arad și cred că vizitatorii au găsit din această cauză o ofertă bogată și nouă în același timp. Zilele de 9, 10 și 11 septembrie, organizate cu sprijinul Asociațiilor de Crescători de Bovine și de Ovine, Asociația Crescătorilor de Bovine Arad, Asociația Crescătorilor de Ovine Păstorul Crișana, Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Miorița Chișineu Criș, Asociația Generală a Crescătorilor de Taurine AGCTR Arad, al Agenției Naționale de Ameliorare și Reproducție în Zootehnie București și al OARZ Arad au fost dedicate crescătorilor de animale. În cadrul celei de-a șaptea ediție a expoziției naționale de animale au fost expuse taurine de lapte și de carne, ovine și caprine ale membrilor asociațiilor de crescători, precum și ovine din rase de carne ale unor crescători din Ungaria. Au avut loc întâlniri ale federațiilor crescătorilor de bovine și de ovine, iar în ultima zi a târgului a fost decernat titlul de Miss Arad, celui mai valoros exemplar de bălțată românească, și a fost aleasă campioana rasei Holstein Friză. Tot în cadrul expoziției de animale au mai fost expuse cabaline și animale de hobby, cei prezenți putând vedea ponei, lame, lebede, gâște, rațe și prepelițe. O grădină zoologică în miniatură care a atras deopotrivă adulți și copii. Am încercat ca pe lângă partea de expoziție clasică să pigmentăm, să condimentăm această ediție și cu lucruri interesante, astfel că am organizat anul acesta o expoziție de animale în tradiția anilor trecuți. O expoziție de animale la care sunt prezenți crescători, membrii asociațiilor cu care am lucrat foarte bine pentru pregătirea târgului. Atât pe partea de crescători de taurine avem un număr de 30 de crescători care sunt prezenți cu animale și pe partea de crescători de ovine sunt prezenți 22 de crescători din asociațiile din județul Arad. Avem tot pe partea de ovine o participare a Asociației Crescătorilor de Ovine de Carne din Ungaria, care sunt prezenți cu aproximativ 60 de animale, care le expun la târg. Se pare că există interes pentru aceste animale și crescătorii noștri sunt interesați să vină să vadă și chiar să cumpere animale oferite de către vecinii noștri. Agromalim a organizat și anul acesta mult așteptatul salon al produselor tradiționale ecologice, care s-a bucurat de un real succes la edițiile anterioare, delicatesele românești fiind căutate atât de vizitatorii autohtoni cât și de cei străini. Am văzut în anii trecuți că a fost interesant pentru vizitatori salonul de produse tradiționale pe care le-am organizat, de aceea și anul acesta împreună cu Asociația Arădeancă de aici din Arad am organizat câteva standuri în care sunt prezenți cei care au produse tradiționale și suntem siguri că și anul acesta vizitatorii au fost bucuroși să-i regăsească, să cumpere, să guste și să se bucure de ce le pot oferi aceștia.
În prima zi a târgului, agricultorii prezenți au stat de vorbă cu ministrul agriculturii despre plățile la hectar și despre subvențiile acordate crescătorilor de bovine și de ovine, iar pe întreaga perioadă a târgului au avut loc întâlniri de afaceri, prezentări și conferințe tematice. Joi, 8 septembrie 2011, în cadrul proiectului Energie fără frontiere, facilitarea accesului întreprinderilor maghiare române la energiile neconvenționale și inovația agrară, a avut loc un forum româno-maghiar, la care au participat oficialități, specialiști și oameni de afaceri din cele două țări și în cadrul căruia au fost prezentate teme de interes comun și oportunități de afaceri. Vineri 9 septembrie, în cadrul Zilei Agricultorului, au avut loc întâlniri și prezentări pe teme privind sprijinul acordat de instituțiile statului pentru agricultori, posibilități de accesare a fondurilor destinate fermierilor, finanțări și programe de sprijin. Reprezentanții Camerei Agricole Arad împreună cu cei ai OARZ Arad și APIA Arad, ai Oficiului Județean de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Arad și reprezentanții ai Direcției Agricole Arad le-au oferit celor interesați informații atât în cadrul unor prezentări cât și pe toată durata târgului, în standurile din cele două pavilioane expoziționale. Tot vineri, în cadrul AgroMalim, a avut loc adunarea generală a Federației Crescătorilor de Bovine din România și o întâlnire a membrilor Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine Romovis, iar sâmbătă, 10 septembrie, s-a desfășurat întâlnirea anuală a Asociațiilor Agricultorilor Maghiari din România, la care au participat și reprezentanții ai altor asociații de producători agricoli și de crescători de animale din România. Am pregătit pentru aceste zile și un program de conferințe, sunt întâlniri pe diverse teme. În mare parte, cei care sunt interesați au fost, vin să vadă ce se poate obține în domeniul agricol, finanțările care le stau la dispoziție, subvențiile care sunt. Ministrul Tabără a prezentat care e situația la zi, a răspuns întrebărilor care au fost puse și suntem siguri că oamenii au avut de câștigat venind să vadă târgul de anul acesta. În ultima zi a târgului, Ferma Media Group și Expo Arad Internațional au organizat Marea Tombolă AgroMalim 2011. Vasta experiență acumulată de către organizatori, parteneri și colaboratori și expozanți de-a lungul celor 22 de ediții ale târgului de la Arad și-au spus cuvântul, demonstrând că AgroMalim este într-adevăr locul de întâlnire al agricultorilor deștepți.